În săptămâna 24-28 august, polițiștii din cadrul compartimentului siguranță rutieră al poliției locale au acționat pe linia traversărilor neregulamentare ale pietonilor, dar și a opririlor și staționărilor neregulamentare. Aceste razii au avut drept rezultat aplicarea a 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 5.000 de lei. 17 sunt avertismente care vizează mai mult traversările neregulamentare ale pietonilor. Asta nu înseamnă că pietonii n-au fost și amendați contravențional prin aplicarea amenzii respective. Ba da, dar am spus, din cele 17, majoritatea sunt date pentru traversări neregulamentare ale pietonilor. Iar diferența de 43 de sancțiuni au fost aplicate conducătorilor auto care n-au respectat regulile de circulație privind oprirea staționarea în locurile permise. Polițiștii vor continua să-i sancționeze pe giurgiuvenii care nu respectă legea și le atrag atenția șoferilor că abaterile nu trebuie puse pe seama numărului prea mare de mașini din municipiu. Acțiunile se vor desfășura cu precădere pe strada Mircea cel Bătrân, în piața centrală, și pe șoseaua București, pe segmentul strada Tineretului Pasarelă, zone în care șoferii ignoră indicatoarele care interzic oprirea autoturismelor.